Bună seara, doamnelor, domnilor, sunt Elena Guțu, urmăriți emisiunea Obiectiv Comun. În ediția de astăzi continuăm șirul emisiunilor dedicate noilor angajamente dintre guvernele României și Republicii Moldova după stabilirea foii de parcurs și în ajun de ședința comună a guvernelor. Unul dintre obiectivele prioritare în beneficiul cetățenilor este cooperarea regională și teritorială. Din această nișă, în față, reiese interconectarea cu apă și sanitație. Asigurarea populației cu apă potabilă reprezintă un factor esențial pentru securitatea națională în domeniul sănătății publice. Calitatea apei consumată zi de zi este un aspect important al indicelui de sănătate. În ultimii ani, problema apei potabile sigure este conturată de politicile formulate de comunitatea internațională, implicit și la nivel național. Programul Național pentru Implementarea Protocolului privind apa și sănătatea în Republica Moldova pentru anii 2016-2025 prevede un șir de acțiuni, inclusiv construcția noilor apeducte și rețele de canalizare pentru mărirea accesului la aceste sisteme. În primăvara anului trecut, România și Republica Moldova au încheiat un acord și a fost creat cadrul juridic necesar pentru ca o companie din România să construiască apeducte pentru alimentarea cu apă potabilă a localităților din Republica Moldova. Discutăm la Obiectiv Comun despre măsurile de soluționare a accesului la servicii de apă potabilă, dar și despre proiectele comune de aprovizionare Iași-Ungheni, implicit și despre noile intenții în cooperarea regională. Fiți alături! Din perspectiva protecției mediului, să fie construite sisteme de sanitație, ceea ce înseamnă și sisteme de canalizare și sisteme de epurare a apelor uzate. Pentru că doar în asemenea situații, când apele uzate în urma utilizării sunt epurate corespunzător și diversate ulterior în corpurile de apă, în resursele, în bazinele acvatice, doar în condițiile respective noi putem crește calitatea resurselor de apă în Republica Moldova. Orice lucru se uzează pe parcursul timpului. Și aici vine problema majoră, operatorul care deservește acest sistem. Sunt două lucruri importante. Starea lui financiară, mecanismele care el le dispune pentru a executa operarea și cel mai important este personalul de operare. Vreau să menționez un lucru. Cu regret, Universitatea Tehnică din Moldova, care era furnizorul principal de specialiști în domeniul alimentării cu apă și canalizare, de un timp oarecare nu mai pregătește aceste cadre din motivul că nu sunt dornici să vie, nu din aceea că nu sunt capacități. Vă închipuiți? O țară întreagă nu mai are de câțiva ani specialiști în ramură. Sunt probleme. În continuare avem localități care în general nu au acces la apă decât din fântâni, respectiv și calitatea acestor ape de suprafață este mai joasă. Evident, cu acest proiect și cu trecerea apă vital peste Prut, inclusiv cu suportul României de a extinde rețeaua de apă, acești cetățeni vor avea acces la apă mult, mult mai bună decât o au la etapa actuală. România sprijină Republica Moldova cu această subtraversare a Plutului, prin care vom reuși să alimentăm în viitorul apropiat între 200 și 250 de mii de locuitori ai Republicii Moldova cu apă potabilă. Vineri, 11 februarie, va avea loc ședința comună a guvernelor Republicii Moldova și a României. Este un eveniment dorit de noi de la preluarea mandatului, dar care din cauze politice și pandemice este organizat acum în februarie.
Este o ședință la care ambele părți au lucrat mult pentru a rezolva probleme reale ale cetățenilor și pentru a aduce un impact major dezvoltării relațiilor dintre țările noastre. Printre deciziile pe care le vom lua sunt și cele legate de reducerea și eliminarea unor tarife de roaming, ceea ce va economisi pentru cetățenii noștri 30 de milioane de lei pe an. Vom semna acorduri care se vor finaliza cu reparația și construcția de noi poduri. E vorba în special despre podul de la Ungheni, care va impulsiona activitatea economică în vestul țării. Azi vreau să vorbesc despre o altă decizie care va avea impact direct asupra bunăstării oamenilor. România va acorda Moldovei un grant în valoare de 100 de milioane de euro pe care îl vom putea accesa pe parcursul următorilor ani. Istoria acestei decizii este una lungă. Încă în 2014, Guvernul României și-a asumat o decizie similară. Pe parcursul anilor, guvernele Republicii Moldova au putut absorbi doar aproximativ 35 de milioane din această sumă. Restul sumei, din cauza atitudinii guvernării precedente, a fost oprită. Una din primele acțiuni ale noului guvern a fost să convingă partea română să revadă decizia și să reia acel proiect pentru ca să putem accesa banii în beneficiul cetățenilor noștri. Am reușit să convingem prietenii din România nu doar să reia programul, ci să-l repornim din nou cu suma reîntregită de 100 de milioane de euro. E o contribuție importantă pe care ne asumăm să o folosim cu maximă eficiență. Vineri vom semna acordul prin care această sumă va fi pusă la dispoziția Republicii Moldova. Proiectele spre care vor merge banii urmează să fie convenite de ambele părți în discuții ulterioare. Eu vă pot spune acum care este intenția noastră pentru acești bani. În primul rând, ne dorim ca cea mai mare parte din această sumă să suplinească sumele alocate Fondului de Dezvoltare Regională și Locală, pornit de guvern acum câteva luni, pentru dezvoltarea localităților și îmbunătățirea condițiilor de trai în localități. Sunt mai multe intenții cu privire la dezvoltarea regională și teritorială, majorarea rezervelor de apă, îmbunătățirea calității apei, dar și creșterea capacității de gestionare a utilităților de apă în Republica Moldova rămân a fi obiective clare pentru următorii ani. Despre obiectivele de viitor în cooperarea regională și teritorială, inclusiv cele de după ședința comună a guvernelor și intențiile de dezvoltare a infrastructurii aprovizionării cu apă, discutăm cu invitații noștri. Alături de noi sunt domnul Ion Babici, deputat, membru Comisia Parlamentară Mediu și Dezvoltare Regională. Bună seara! Bună seara! Și îl salutăm pe domnul Alexandru Morcov, coordonator de program CALM, Congresul Autorităților Publice Locale din Moldova. Bună seara și bine ați revenit! Bună seara! Stimați invitați, vorbim de fapt despre dezvoltarea regională, ne întoarcem din nou în nișa infrastructurii regionale și implicita aprovizionării cu apă potabilă. De fapt, domnul Babici, cât de afectat este sectorul, dacă vorbim așa, în domeniul aprovizionării cu apă în Republica Moldova, ca o mică radiografie? Este complicat să dăm cifre exacte acum, dar din sursele pe care le dețin, din discuția cu foarte mulți primari responsabili de sectorul respectiv. Eu aș da un exemplu doar pe raionul Soroca, deci noi avem în proporție doar de vreo 30% sate care, sau zicem, locuitori care sunt cumva cu acces la resursa de apă potabilă. În rest, noi avem localități care nu au cum să aibă acum la moment. Și din această perspectivă s-a și lansat acel program național de dezvoltare regională și locală, unde s-a deschis posibilitatea autorităților publice să vină cu proiecte pentru construcția de pedupte și inclusiv avem proiecte depuse la componentă regională, unde va fi construite apeducte de capacitate mare pentru a duce apa potabilă până la marginea localităților și respectiv de acolo primarii să ai posibilitate să se conecteze la potabil. În mare parte, situația o cunoaștem, dacă luăm așa la general,
urbile mari au sisteme de aprovizionare cu apă nu chiar cele mai bune, deci o parte din ele au fost renovate, o parte rămâne să fie renovate și le aduc pierderi mari. Cei operatori municipali, locali, care cumva gestionează acest serviciu, ei în continuare declară că au pierderi foarte mari, chiar la ședințele noastre, comisiei din Parlament. Am avut mai multe audieri, am avut discuții cu ei care spun că nu au resurse la moment pentru a interveni din propria lor inițiativă, cu propria lor forță de a renova aceste rețele. Totodată, apa rămâne o sursă foarte importantă pentru cetățeni, noi nu putem să nu punem ca o prioritate, ea este ca un drept fundamental la viață, deci și partea asta comercială pentru acest domeniu este mai puțin importantă la moment. Noi înțelegem că pentru a aduce la condițiile necesare acest sector este necesar de foarte multe resurse financiare și în acest sens vedem și tot efortul guvernului la moment, care încearcă să pună accent anume pe aprovizionarea cu apă și canalizare. Chiar recent a fost o noutate foarte bună pentru noi. Banca Mondială a aprobat o finanțare de peste 44 de milioane de euro, unde iarăși acești bani vor fi îndreptați în acest domeniu. Deci colaborarea, chiar și colaborarea cu partea română, este una foarte importantă, pentru că noi avem nevoie nu doar de sursă de apă potabilă, noi avem nevoie și de capacitate, noi avem nevoie de experiență pozitivă, noi avem nevoie ca cei operatori care avem în Republica Moldova să se dezvolte la un alt nivel, să înțeleagă cum să gestioneze eficient acest sector și să nu fie în faliment. Deci noi, dacă luăm așa de la nord la sud, o să vedem că majoritatea operatorilor sunt cu deficit, sunt în faliment, sunt în proceduri de insolvabilitate și asta nu este un lucru care este bun pentru noi. Deci noi trebuie să încercăm să ajutăm acest sector și să avem o siguranță că oamenii vor avea apă potabilă. Vorbim de fapt nu despre resurse, despre apă, dar și despre expertiza în domeniul managementului eficient. Domn Morcov, construcția de apeducte sub sau peste râul Prut, cum ar veni să soluționeze această problemă a aprovizionării de apă potabilă? Este o soluție, probabil, pentru localitățile din preajma râului Prut din regiune. Asta, desigur, nu va soluționa problema integral cu aprovizionarea cu apă, dar este o soluție pentru că nu doar sursa de apă va fi de peste Prut, dar administrarea acestui apeduct probabil va fi transmis tot acestui operator regional, pentru că în România Apa Vital tot este un operator regional pe o regiune destul de vastă și deservește și prestează acest serviciu public pentru foarte mulți cetățeni din România. Cred că este un exemplu foarte bun de colaborare între statul Republica Moldova și vecinii noștri de peste Prut. Sper că nu doar la acest serviciu ne vom limita, vor fi și altele care vor fi interconectate cu vecinii noștri. După cum am spus, asta nu va soluționa integral problema pe Republica Moldova. Cu toții știm că avem mai multe probleme cu râul Nistru, care este o altă sursă foarte importantă, de vitală, aș spune eu, pentru Republica Moldova. Avem mai multe probleme cu, până când, nesoluționate sau dispute cu partea ucraineană vis-a-vis de construcția acestor hidrocentrale, care în mare parte, conform iarăși datelor prezentate de oamenii de știință, de academicieni, care spun foarte clar că diminuarea drastică a volumului de apă va duce la o criză sau o catastrofă ecologică și nu doar, dar și la o criză de ține de apă potabilă, inclusiv pentru aprovizionarea municipiului Chișinău și regiunii în întregime cu apă potabilă. Construcția rețelelor și investițiile în construcția rețelelor din granturi și împrumuturi din afara țării este foarte important, pentru că din resursele interne pe care le are Republica Moldova, mai ales în situația de criză în care ne aflăm acum, este practic imposibil să acoperim necesitatea acestor investiții, iar acoperirea investițiilor
capitale de către autoritatea publică locală, în competența care este acest serviciu, este cu atât mai mult imposibilă, pentru că bugetele autorităților publice locale, știm foarte bine, sunt destul de austere. Mai mult ca atât, în structura bugetară probabil nici nu este componenta investițională. De aceea, granturile naționale și granturile internaționale, inclusiv împrumuturile pentru acest sector, sunt de importanță foarte mare, dacă nu crucială, aș spune eu, pentru dezvoltarea și buna funcționare acestui serviciu. Dar nu doar construcția, dar cum s-a mai vorbit și anterior, și administrarea acestui serviciu este foarte important. Administrarea corectă, administrarea eficientă, bazată pe calitate, pe bună administrare a patrimoniului public. Operatorii și, în general, administrarea decizională acestui serviciu face inclusiv o parte foarte importantă de asigurarea durabilității acestui serviciu. În acest sens, inclusiv guvernul, parlamentul de astăzi trebuie să răspundă la mai multe întrebări, pentru că noi avem o lacună, dacă vreți, pe dimensiunea administrativă, decizională a autorităților publice locale, în ceea ce ține implicarea plenară lor, pentru că responsabilitatea, competența este la autorități publice locale, iar forma de organizare, organizatorică juridică a operatorilor regionali care acum este dezvoltată, deci vorbim de societate pe acțiuni, fără un instrument clar de putere de a influența lucrurile autorităților publice locale, mai ales satele și comunele mici, de fapt trezește o reticență acestor autorități vis-a-vis de regionalizarea acestor servicii. Iar calitatea acestui serviciu în mare parte depinde de regionalizarea lui. Pentru că un operator mic, cu o putere de intervenție și capacitate instituțională, tehnică, nu poate face față complexului care ține de administrarea serviciului dat. În acest sens, probabil, și Parlamentul și Guvernul ar trebui să se preocupe, spre exemplu, de un instrument care este, adică nu inventăm noi bicicleta acum, cum este în România modelul de asociere a autorităților publice locale pentru diverse servicii. Aici vorbim de asociațiile de dezvoltare intercomunitară, un model preluat de la francez, după noi unul foarte funcțional, dar care funcțional și care permite autorităților publice locale să aibă putere decizională asupra unui serviciu în competența căruia se află. Pentru că societățile pe acțiuni sunt niște operatori, dar autoritățile publice locale, ca să devină acționari și să aibă putere, cel puțin voturi în această societate pe acțiuni, trebuie să dispună de putere monetară, pentru că și asta își creează acest impediment major, pentru că autoritățile publice locale, primăriile mici, satele, comunile, nu au bugete pentru asemenea exercițiu. Ori ei deja fac un efort când contribuie la proiectele mari de dezvoltare a infrastructurii de aprovizionare cu apă și sanitate, însă aceste obiecte țin de domeniul public și nu pot fi puse în capitalul social a societăților pe acțiuni și, practic vorbind, în aceste cazuri autoritățile publice locale rămân doar cu responsabilitate, cu foarte puțină putere de decizie în acest sens și influențarea lucrurilor de dezvoltare și de îmbunătățirea acestui serviciu pe viitor. Dacă discutăm, de fapt, domnule Babiș, despre programul național privind apa și sănătatea în Republica Moldova pentru anii 2016-2025, prevede nemijlocit acest program și soluții pentru aprovizionarea cu apă, dar și pentru, cum menționa domnul Morcov, puterea de decizie în cazul localităților în ceea ce privește gestionarea și mergerea împreună prin regionalizare, poate în cadrul unor proiecte transfrontaliere? Eu o să încerc să mai adaug ceva ce a spus domnul Morcov, ca să vă dați seama cât e de complicată situația. Deci, într-adevăr, s-a menționat de societățile pe acțiuni. Eu cred că, în general, aici merge vorba despre un concept unde interesul primordial este comercial.
Deci noi când vorbim de apă, nu știu dacă este sens să luăm în calcul societățile pe acțiuni, pentru că acționarul care vine cu partea sa, el își dorește să aibă un beneficiu mai mult financiar. În cazul în care când noi vorbim despre asocierea în cadrul unor societăți pe acțiuni din partea autorităților publice, aici e mai complicat, pentru că nu sunt nici posibilități financiare de a veni cu cota parte și de a crea astfel de societăți pe acțiuni. Plus la asta, comunitatea își dorește să aibă acces la apă potabil la un preț accesibil. Noi nu știu de ce până acum nu s-a gândit nimeni ce se întâmplă în localitățile unde s-a permis să construiască rețele de apeduc, s-a permis să fie constituite întreprinderi municipale care să gestioneze, nu știu, o localitate care are până la 150 de consumatori de apă potabilă. Evident că acolo nu poți să vorbești nici despre durabilitate, nici despre un preț rezonabil pentru apa potabilă livrată pentru consumatori. Și aici este unica posibilitate, și domnul Morcov a vorbit despre experiența francezilor, unde într-adevăr s-a demonstrat că dacă vrei și dorești să ai un sistem care funcționează, ai nevoie de o posibilitate legală de asociere dintre mai multe autorități publice care, de fapt, nu își permit și nu au capacitatea să gestioneze de unii singuri astfel de servicii. Noi, dacă vrem să avem interesul primordial al cetățenilor pe primul plan, trebuie să schimbăm paradigma și să promovăm regionalizarea în acest sens, permițând ca astfel să apară și să dezvoltăm operatori mari regionali. Și este un exemplu Apa Vitală în România. Deci ei au capacitate să investească sursele lor proprii pentru a se dezvolta, pentru a extinde rețele. Noi nu avem în Moldova un așa exemplu, din păcate. Și asta este cu regret, o spun acum, și programul care spuneți dumneavoastră, poate el este și bun, dar noi trebuie să avem acum în discuție, să punem în discuție și să analizăm situația, ce am avut până acum, ce s-a întâmplat și de ce n-a mers și ce trebuie să facem pe viitor ca să asigurăm durabilitatea. Deci, vă dați seama, astăzi noi ne împrumutăm sau primim ajutoare pentru ca să construim rețele, dar care între timp ele se uzează. Și cine, din ce surse, iar o să primim ajutoare și granturi. Nimeni nu o să ne dea în continuu astfel de fonduri ca noi să investim fără ca să avem un concept inteligent de pe viitor care să asigure durabilitatea acestor servicii sau, nu știu, infrastructuri, dacă vorbim din domeniul apă și canalizare. De exemplu, la Soroca, noi acum, da, suntem bucuroși că Banca Mondială cumva ne va da posibilitatea să construim această stație de depurare. Dar eu îmi pun întrebarea. De exemplu, mâine o avem gata construit. Cine preia gestionarea acestei stații? Cine are capacități? Și cine a gândit cum vor fi întreținute pe viitor toate rețelele de canalizare? Cum se vor forma acele fonduri care trebuie să le avem ca durabilitate pentru a interveni, pentru a renova, pentru a, nu știu, pot să apară diverse situații când tu trebuie să ai capacitatea ca operator să intervii și să asiguri funcționalitatea acestor servicii. Într-adevăr, discutăm în continuare și cu reprezentanții Apă Vital Iași în privirea gestionării și preluării unor practici în acest sens, dar până atunci mai avem un dialog. Revenim la anul 2021, când Guvernul Republicii Moldova și cel de la București au semnat un acord care prevede reglementarea construirii unor apeducte cu subtraversarea râului Prut pentru alimentare cu apă potabilă din județul Iași în raioanele Nisporeni, Ungheni, Glodeni, Fălești din Republica Moldova. Despre cum proiectele privind apa vor ajunge să schimbe viața localnicilor, continuăm discuția cu domnul Alexandru Ambros, primar orașul Ungheni. Bună seara! Bună seara! Domnule Ambros, orașul și raionul Ungheni este unul dintre beneficiarii proiectului de interconectare a sistemului de aprovizionare cu apă din România și vă întrebăm cât de important este de fapt acest apeduct pentru localitatea dumneavoastră? Ceea ce ține de aprovizionarea cu apă potabilă, deci tema respectivă este una foarte importantă pentru orice localitate. Pentru că oamenii merită să aibă, deci, apă de calitate, este un lucru de primă necesitate. Deci ceea ce ține de eventuala interconectare cu Apă Vitală Iași,
Noi tot timpul am salutat această idee și chiar dacă noi cei de la Ungheni avem un operator care se numește Apă Canal Ungheni și este unul dintre cei mai buni din țară, deci o eventuală interconectare cu Apă Vital Iași poate să ne facă doar numai bine, pentru că apare încă o alternativă, încă o sursă de unde putem să luăm apă și asta nu înseamnă altceva decât stabilitate, servicii mai bune și cu siguranță deci o viabilitate pentru serviciul în cauză. Domnul Ambros, schimbările climatice amenință să provoace dezechilibre în aprovizionarea cu apă chiar și în regiunile bine asigurate. O alternativă, evident, este întotdeauna binevenită. În plus, vorbim totuși despre apă potabilă livrată din România de o calitate la standardele Uniunii Europene. Aveam discuția și în studio despre acest aspect și vă întrebăm și pe dumneavoastră, cum credeți că se vor schimba serviciile furnizorilor, dar și tarifele, odată cu intrarea pe piața unui nou operator? No, este greu de spus acum ce se va întâmpla. Deci pentru noi cei din municipiul Ungheni, deci în care avem apă deci potabilă în robinete, 24 de ore din 24 înseamnă una. Deci asta ar însemna deci, o concurență, asta ar însemna încă o sursă de apă potabilă și un element de comparație, până la urmă atât cost cât și calitate. Iar pentru cei care nu au avut apă potabilă, cum acești deci, localitate Măcărești, unde în premieră se va face pe lucrul ăsta, desigur că înseamnă complet altceva. Deci oamenii în aceste localități, în general, niciodată n-au avut apă de potabilă deci la robinet și desigur că pentru ei lucrul ăsta înseamnă altceva. Cu siguranță că este o problemă foarte și foarte importantă și ceea ce ar trebui să facă deci, în localitățile din vecinătatea Prutului este să-și dezvolte rețelele sale interioare, să încerce să le mențină într-o formă cuvenită, iar odată ce va apărea această sursă de apă, fie că din România, fie că de la alt operator din regiune, aceste rețele să fie gata să transporte apa către utilizator. Domn primar, cu referire la localitățile din vecinătatea Prutului, orașul Ungheni este oarecum avantajat în acest proiect de poziția geografică, de relațiile, de parteneriat pe care le-a stabilit cu autoritățile locale din România. De fapt, vă întrebăm din propria poveste, cum s-a ajuns la această colaborare pe această dimensiune? Deci, dacă e să vorbim cu localitățile învecinate, deci noi beneficiem și acum la moment de un program foarte mare care se numește EU for Moldova, care vine să susțină și deci, în serviciile de apă potabilă pentru populație și se pune accentul pe prestarea serviciilor intercomunitare. Deci operatorul Apă Canal Ungheni va presta servicii intercomunitare în localitățile învecinate. Noi, de fapt, deja prestăm în localitatea Zagarancea, deci în două localități din această primărie, apă de la apă canal Ungheni. Odată cu asta nu înseamnă că în momentul în care ar exista o posibilitate de colaborare cu colegii noștri din România se va întâmpla ceva. Eu văd lucrurile foarte calm, foarte liniștit. De ce nu? Noi am putea să facem o întreprindere comună, să prestăm acest serviciu împreună, pentru că dacă chiar sursa de apă va veni din România, oricum este nevoie de operatori aici pe loc, deci în partea stângă a Prutului, care să asigure distribuirea, deci și managementul rețelilor, etc. Ceea ce ține de Apă Vital Iași, avem cu ei un deci memorandum de înțelegere, că ne dorim să dezvoltăm în continuare totul ce ține de aprovizionarea cu apă potabilă către populație. Cât de mare, de fapt, este contribuția primăriei Ungheni, domnule Ambros, și poate ce surse adiționale sperați să obțineți pentru a acoperi costurile pentru asigurarea infrastructurii? Deci, dacă e să vorbim despre operatorul Apă Canal, la care Consiliul Local este fondator, deci acest operator nu poate din sursele lui proprii să asigure deci, careva proiecte investiționale. Deci, maxim ce poate face operatorul Apă Canal este, la moment, este să asigure mentenanța acestei întreprinderi, să deci, soluționeze anumite deranjamente care pot să apară pe parcurs, așa, iar tot ce ține de partea investițională este sarcina Consiliului Local, pentru că
Consiliul Local Ungheni este fondatorul acestei întreprinderi și Consiliul trebuie să-și facă griji pentru dezvoltarea acestei întreprinderi. Noi am aplicat la foarte multe proiecte, inclusiv cu finanțare europeană. Avem acum în derulare un proiect foarte mare care implementăm împreună cu GIZ, Germania, așa, deci în fonduri europene. Anul trecut am extins rețeaua de apeduct și canalizare pe teritoriul municipiului Ungheni, cam în proporție de 30 de kilometri. Este o investiție foarte mare, o investiție care noi singuri nu am fi putut să o facem, o investiție care cu siguranță ne va da rezultate pe viitor și ce mai important este că costul acestei investiții nu va fi inclusă în tarif. Deci oamenii nu vor simți prin tarif scumpirea apei sau serviciul de canalizare în rezultatul acestei investiții. Domn primar, și o ultimă întrebare la finalul acestui dialog. Suntem, de fapt, la o etapă de trasare a noilor obiective, inclusiv în cadrul foiei de parcurs pe dimensiunea cooperării regionale. Din perspectiva dumneavoastră a unui primar, cum ar fi trebuit schimbată paradigma sau cel puțin la nivel de intenții? Ce ar trebui făcut pentru a facilita și mai mult accesul comunităților locale în cadrul unor proiecte transfrontaliere care vine să aducă soluții? Deci eu cred că cu siguranță trebuie să existe o strategie națională a țării noastre cu privire la aprovizionarea localităților noastre cu apă potabilă. De foarte multe ori, inclusiv la Ministerul Mediului, ni se spunea că, și de altfel corect, ni se spunea că nu putem să discutăm întrebarea apei potabile fără să punem în calcul și evacuarea apelor uzate. Și este foarte corect și susțin acest lucru, doar că vreau să pun o virgulă și să spun următorul lucru. Deci, însăși, toate procedurile de proiectare a rețelelor de apeduct trebuie să facă împreună cu cele de canalizare, de evacuare, dar implementarea acestor proiecte trebuie să facă până la urmă în două etape. Prima etapă este cea să dăm apă potabilă populației și doar într-a doua etapă să vedem ce facem cu evacuarea apei uzate. Dacă vom încerca să implementăm aceste două părți a tot întreg împreună, riscăm să nu mai aducem apă potabilă în satele noastre. Un lucru foarte important este mai întâi să aducem apa potabilă în casele oamenilor, pentru că sunt foarte multe localități care folosesc apele din fântâni, care le dăunează sănătății, care practic nu sunt potabile, care nu este bine de a le utiliza. Deci noi în municipiul Ungheni avem apă potabilă la 100% din toți consumatorii care își doresc să aibă apă potabilă la robinet, iar conexiunea la canalizare este în proporție de 65-66%. Iată, aici, în localitățile urbane, trebuie să punem accent pe canalizare, pentru că problema cu apa potabilă este într-un fel soluționată, iar în localitățile rurale, din cele două etape, trebuie să începem cu apeductul pentru utilizarea apei potabile și numai după aceea, având un proiect tehnic deja bine pus la punct, ca două piese la Lego, punem și a doua piesă, cea care ține de evacuarea apelor uzate. Evacuarea apelor uzate costă mult mai scump și dacă vom încerca peste tot, în toate localitățile noastre, cât de departate, să facem ambele odată, credeți-mă, părerea mea este că nu vom reuși. Domnule Ambros, mulțumim pentru dialog și pentru viziune. Mult succes în ceea ce faceți. Toate bune! Și eu mulțumesc. La revedere! La revedere! Domn Morcov, de fapt, am avut o viziune. Care ar fi acele așteptări? Acele așteptări care circulă în mediul și în regiunea autorităților publice locale în privința continuității acestor proiecte comune care urmează să vină, inclusiv ținând cont de acel obiectiv, punctul 6, foaie de parcurs România-Republica Moldova. Ce așteptări sunt, de fapt, după această ședință în comuna guvernelor România-Republica Moldova pe dimensiunea cooperare regională? Dumneavoastră probabil cunoașteți foarte bine că sunt mai multe, inclusiv și cooperări de acest gen, înfrățiri între autoritățile publice locale și autoritățile din România, de pe ambele maluri ale Prutului.
Sperăm totuși că asta nu vor fi doar înfrățările este vor da și niște rezultate palpabile, ceea ce ar însemna posibilitatea autorităților publice locale, probabil prin niște mecanisme de cooperare cu autoritățile din România să aibă acces la mai multe fonduri din a Uniunii Europene, probabil. Ne bucură foarte mult faptul că guvernarea actuală a creat acest fond de dezvoltare regională și locală unde vor fi concentrate sursele financiare dedicate pentru proiectele de dezvoltare locală și regională. Sperăm foarte mult că în acest fond, dar am văzut că este prevăzută posibilitatea acoperirii contribuției autorităților publice locale în cazul în care acced la niște proiecte investiționale, pentru că cunoaștem foarte bine că majoritatea proiectelor, inclusiv transfrontaliere, necesită și contribuția autorităților publice locale din Republica Moldova și iarăși ne ciocnim de problema surselor financiare disponibile în bugetele locale pentru a acoperi această contribuție. Ori dacă este o autoritate publică mai dinamică, depune mai multe proiecte, are accesări de fonduri din diferite programe naționale și internaționale, înțelegem foarte bine că este pus în situația imposibilității acoperirii acestor cheltuieli de contribuții la aceste proiecte. De asta am să reiterez, ne bucurăm și susținem inițiativa guvernului de a include măsura de acoperire a contribuției pentru proiectele mari investiționale autorităților publice locale. Considerăm că asta va dinamiza cumva și depunerea de către autoritățile publice locale la diverse fonduri disponibile, ceea ce inevitabil va duce la îmbunătățirea serviciilor publice acordate cetățenilor. Așteptările, ca de obicei, sunt foarte mari. Desigur că întotdeauna nu ajung bani, dar din puținul care îl avem, trebuie să identificăm formula corectă de distribuire acestor surse ca fiecare cetățean până la urmă să beneficieze din fonduri și sursele externe. Menționam despre acel dialog cu reprezentanții APA Vital Iași și într-adevăr încă un pas în continuarea și dezvoltarea cooperării pentru a identifica soluții durabile la problemele comune în sectorul apei, care vine să contureze inclusiv și acordul dintre România și Republica Moldova cu privire la conductele de alimentare cu apă potabilă, devenind astfel un proiect cu impact major asupra calității vieții cetățenilor de pe malul drept al Prutului. Continuăm discuția la subiect cu domnul Mihail Doroș, director APA Vital Iași. Revenim bună de fapt. Bună ziua dumneavoastră. Așa, ne auziți. Bună ziua. Bună seara, bună seara domnule Doroș, ne rugăm, ne bucurăm că ne sunteți alături și de fapt pentru început vă rugăm, poate să ne faceți o scurtă prezentare a resurselor de apă de care dispune compania dumneavoastră și a capacității de gestionare a proceselor de captare, tratare, distribuție a apei. Da, APA Vital Iași este o companie deținută integral de unitățile administrativ-teritoriale ale județului Iași, adică altfel spus de statul român, de APL-uri, cum spuneți dumneavoastră în Moldova, autorități publice locale, primării. Deci suntem o companie 100% cu capital de stat. Nu avem acționari privați sau alt fel de acționariat și nici nu am putea avea vreodată acționariat privat. Acoperim prin serviciile noastre tot județul Iași, 98 de APL-uri. Avem 12 unități administrative din județul Neamț, comune, localități din județul Neamț, un UAT din județul Botoșani, un UAT din județul Vaslui. Deci, altfel spus, operăm astăzi servicii în 3 județe ale României. Sursele de apă ale companiei sunt două surse principale, fiindcă avem mai multe surse, dar în special avem două surse principale. Una din ele este drenul de la Timișești, construit, drenul vechi, construit acum mai bine de 125 de ani. Există și un dren nou, făcut în anii 70, o sursă de o calitate extraordinară, apă din Munții Neamțului,
care vine gravitațional la Iași, iar cea de-a doua sursă principală a companiei noastre este râul Prut. Desigur, noi mai avem surse locale, sunt lacurile Pârcovaci, de exemplu, care lacul Pârcovaci, acumularea Pârcovaci, care alimentează zona Hârlău, Delen, o comunitate foarte mare, sau Hălceniu pentru Belcești, sau pentru Țibănești avem altă acumulare, mai avem surse locale, dar principalele două surse pe care le avem astăzi și pe care le exploatăm pentru întreg județul sunt aducțiunea de la Timișești peste 106 km și captarea din râul Prut de la Țuțora. Domnul Doroș, există acordul semnat în luna mai anul trecut de Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova, care a oferit cadrul juridic necesar pentru ca compania respectivă din România să construiască acveducte cu subtraversarea râului Prut pentru alimentarea cu apă potabilă din județul Iași. Vă întrebăm, de fapt, la ce etapă de implementare se află proiectul de extindere a conductelor și dacă ne puteți oferi detalii despre venirea acestuia pe teritoriul Republicii Moldova. Sigur că da. Noi am început aceste demersuri mulți ani în urmă, ca urmare a discuțiilor pe care le aveam și a colaborărilor pe care le-am avut cu colegii din Republica Moldova, din raioanele Ungheni. Am început cu raionul Ungheni, Clodeni, Nisporeni, Fălești. Am constatat că este o lipsă majoră a resurselor de apă. Deci Moldova suferă din lipsa resursei, nici de adâncime, nici de suprafață. Și atunci, noi având sisteme, am dezvoltat în ultimii 20 de ani sisteme de alimentare cu apă de-a lungul Prutului. Am considerat că e un gest frățesc, oportun, e o oportunitate și pentru noi și pentru moldoveni de a le asigura acest element vital al vieții, apa. Am înființat o companie în Moldova, Apa Vital IEM, companie deținută 100% de Apa Vital Iași, deci de statul român. Am obținut numeroase avize, acorduri, am luptat și am obținut anul trecut, s-a semnat acest acord interministerial între guvernele României și Guvernul Republicii Moldova, între cele două guverne. Astăzi suntem în faza în care noi deja am organizat de anul trecut o licitație pentru lucrări. Licitația a fost finalizată, s-a semnat contractul de execuție. Astăzi suntem în faza în care constructorul se mobilizează și va începe lucrările probabil în aceste zile la subtraversarea râului Prut în dreptul localității Măcărăști, România, Măcărăști, Moldova. Aceasta va fi prima subtraversare pe care o vom executa, la care avem toate avizele, avem toate actele necesare. Mai avem planificate încă trei, o supra-traversare pe noul pod de la Ungheni și două subtraversări la Tabăra, la granița cu raionul Glodeni, în nordul județului Iași, în județul Botoșani, la granița cu județul Botoșani, județul Iași și cu raionul Glodeni. Și aici, în dreptul Ungheniului. Deci, aceasta ar fi harta. Care ar fi, de fapt, numărul estimat al consumatorilor? Acum, e destul de greu să... Noi am estimat, așa, bazat pe ceea ce sisteme există astăzi în Moldova și care pot fi alimentate pentru început. Estimăm că putem ajunge la final, când vom avea cele patru subtraversări făcute, undeva la 150, 200, 230 de mii de locuitori, dar funcție de solicitări, de exemplu, suntem în discuții foarte avansate acum cu raionul Fălești, care înțelegem că nu are o altă sursă, nu are o altă șansă. Acest număr poate varia de la o lună la alta sau de la o situație la alta. Depinde doar de fiecare raion cât este de pregătit și de ce rețele dispune, de ce bazine de stocaj dispune, de ce stații de pompare dispune. Oricum, vorbim de zeci de mii de cetățeni care pot beneficia de apă produsă în apă potabilă după standarde europene produsă la Iași. Ar fi și un volum al investițiilor planificate?
Da, sigur că da, noi am mi-am investit și până acum nu mă feresc să vă dau o cifră, dar de exemplu vă dau o cifră pentru acest an. Pentru acest an avem aproximativ 1 milion de euro de investit în Republica Moldova pentru această subtraversare și pentru alte cheltuieli, proiectări, avize, acorduri și alte lucruri care ne trebuie în viitor. În ultimii 5-6 ani de când funcționează această companie în Moldova, APA Vital IEM, am investit multe milioane de lei românești pentru a o menține funcțională. Am depus bilanț, balanț, avem sediu social, avem tot ceea ce presupune legislația Moldovei. Am încercat să ne acredităm la ANRE, la Agenția Dumneavoastră Națională de Reglementare pentru serviciile publice. Deci am făcut multe, multe cheltuieli. Domnul Roșu, în același timp, dacă am încercat să proiectăm poate și anumiți termeni, când ar fi gata lucrările astfel încât sistemul să fie funcțional și pe teritoriul Republicii Moldova? Deci, așa cum vă spuneam, traversarea de la Măcărăști, subtraversarea de la Măcărăști, ar trebui să fie gata în următoarele 4 luni. Deci suntem în luna februarie, undeva în luna iunie, această subtraversare ar trebui să funcționeze. Estimăm că vom trimite primii metri cubi de apă în Moldova. De aici nu mai este sarcina noastră. La Măcărăști sunt pregătiți, au o companie municipală, această companie va prelua acest volum de apă și îl va distribui. Noi deja lucrăm la un proiect la Ungheni, lucrăm la celelalte proiecte, colegii mei deja au fost, suntem în faza avansată de studii de fezabilitate cu celelalte 3 subtraversări, așa că mergem înainte, fonduri avem, nu se pune problema de asta, deci vrem să avansăm cât de repede se poate și în acest an cu siguranță vor fi mii de cetățeni în raionul, în zona aceasta, Măcărăști, în Ungheni, Nisiporeni, care vor putea beneficia de apă din România. Domnule Doroș, vă mulțumim frumos pentru acest dialog, mult succes în ceea ce faceți, să ne auzim și în termen de 4 luni să revenim la această discuție, deja poate având proiectele pe față. Vă mulțumim, toate bune! Cu drag vă salut și eu și vă doresc sănătate, numai bine. Mulțumim, la revedere. Domnule Babici, de fapt, apariția poate a unor noi surse de apă potabilă vine cumva și să aibă și impact economic. Va putea populația alege furnizorul cu un tarif mai favorabil pentru aceasta în ceea ce privește alimentarea cu apă? Eu cred că da, și asta este o oportunitate pentru noi, pentru că noi în zona respectivă nu prea avem oportunități foarte multe. Plus la asta, eu cred că este și oportun să ne gândim la, cum am spus anterior, la regionalizare. Deci noi, bine, și acum vorbim despre doar transportarea apei potabile din Iași, dar nu este dus până la cap. Iarăși apar intermediari, întreprinderi mai mici care cumva o să cumpere. Bine, asta este ok la momentul actual, dar eu cred că în viitor noi va trebui să ne gândim mult mai serios ca să conectăm toți acești operatori să fie un integru, ca să nu apară riscurile la un operator mai mic care nu are capacități de a gestiona. Și atunci consumatorul va avea de suferit, pentru că nu contează de unde vine apa, dar dacă până la urmă rețeaua internă în localitate va fi gestionată prost, ori va fi tariful mai scump, ori va fi apa transportată cu diferite abateri, deci asta eu văd ca un risc foarte mare. În zona, noi în general, dacă vorbim despre apă, noi trebuie să avem o abordare mult mai inteligentă, pentru că resursa de apă devine tot mai puțină și poluarea acum este într-o așa o creștere, încât dacă ne amintim 30 de ani în urmă, noi nu puteam să discutăm că noi vom merge la magazin și vom cumpăra apă de băut. Deci asta era imposibil să vorbești atunci, nimeni nu avea să te creadă. Acum asta pare o normă și eu mă tem să mă gândesc ce va fi în continuare dacă nu vom lua măsuri drastice astăzi, pentru ca să asigurăm generațiile viitoare cu surse de apă potabilă. De asta noi trebuie să fim foarte atenți la cele surse de apă care le avem la moment.
indiferent că noi suntem țări diferite sau suntem cumva cu acele resurse acvatice comune. Noi trebuie să avem strategii comune de gestionare a acestor resurse de apă potabilă și să încercăm să le protejăm, pentru că nu a fost menționat corect. Atunci când construim rețele de apă, noi trebuie să ne gândim cum gestionăm apa poluată. Deci, apa poluată, ea trebuie, la fel, trebuie să fie gestionată corect, ca să nu ajungă în sol, ca să nu ajungă în apă potabilă din fântânile care le mai avem prin localități. Eu cred că acest exemplu de cooperare este unul foarte bun și eu îl văd unul de perspectivă. Aici se vor discuta probabil și prețul la apa care vine către cetățenii noștri. Cumva asta va veni și în discuții mai serioase atunci când vor discuta operatorii între ei. La fel și politicul trebuie să se implice, pentru că este o chestiune de adaptare. Deci cetățenii noștri nu pot la moment imediat să preia o resursă de apă cu un tarif mai mare decât l-are acum. Deci ea nu este pregătită, asta este o problemă. Și totodată trebuie probabil să comunicăm și cu cetățenii, pentru că, de exemplu, cum s-a vorbit de Fălești, dacă nu există o altă alternativă, deci trebuie să întrebăm. Ei vor apă, dacă vor, uite care este prețul. Sunteți gata să achitați pentru așa tarif apă potabilă sau care este altă oportunitate? Și sigur că eu aș veni cu satisfacție să spun un mulțumesc mare părții României, pentru că noi într-adevăr avem un vecin care se gândește la noi, vine cu ajutor și asta este foarte important să spunem deschis și cu fiecare ocazie. Nu este un vecin care ne mărește tarifele la unele servicii și ne pune în situații drastice, dar dimpotrivă ne vine în situații complicate cu suport și financiar, dar și cu suport, cum ați văzut, de partea logistică, deci noi expertiză, preluăm expertiză. De gestionare, de reîntoarcere exact. Apei deci în circuitul asta este. Natural. Deci noi trebuie să învățăm corect cum se gestionează și trebuie să preluăm experiențe pozitive de la cei care au aceste experiențe. Să fie, să preluăm și să urmărim de fapt ce se va realiza nemijlocit în domeniul dezvoltării regionale, inclusiv în urma acestei ședințe comune. Stimați invitați, mulțumim pentru discuția de astăzi. Vă mai așteptăm la Obiectiv Comun cu alte teme. Doamnelor, domnilor, dumneavoastră vă mulțumim pentru prezență și reiterăm, aveți grijă de sănătatea dumneavoastră. La revedere!